promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren, un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz numărul 25D, prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. Vă stă la dispoziție. Sună la 0766-554-732 și spune stop durerii. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Click pe întrebare la 1 Plus TV. Discutăm în această seară cu invitatul nostru, domnul deputat Mihai Weber, președintele Partidului Social Democrat Gorj. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Multe teme de abordat în această seară, sper că timpul ne va permite să atingem toate subiectele. V-aș propune să începem cu cele politice, mai ales că
Mă rog, este o zi importantă pentru România cu accederea în spațiul Schengen. Se discută foarte mult și despre o posibilă rupere a alianței în anul care, cu PNL, în anul care urmează. Credeți că temerile acestea sunt întemeiate? Au apărut probleme în coaliția aceasta pe care o aveți cu Partidul Național Liberal? Să știți că discuții există și sigur au existat în orice coaliție și vor exista, că e normal să existe discuții, dar caracterul lor trebuie să fie constructiv în primul rând. Dar să știți că spuneați că este o coaliție și vorbeam despre participarea la guvernarea Partidului Social Democrat. Da, am intrat la guvernare și trebuie să recunoaștem într-un moment extrem de dificil pentru țară. Deci era un moment în care, să știți că puțini își asumau acea responsabilitate de a intra la guvernare. Din punct de vedere politic, a însemnat pentru mulți o sinucidere. Pentru că orice studii sociologice îți spun că o participare la guvernare înseamnă o erodare a partidului. Ori în momentul acela, Partidul Social Democrat stătea bine în aprecierea românilor. În schimb, și participanții acelei coaliții de dreapta, respectiv PNL și USR, stăteau dezastros. Să știți că sunt foarte mulți din adevărații peneliști, cei care, cu care facem actuala coaliție, care recunosc faptul că practic am salvat atunci de la dezintegrare. Trebuie să spunem, realitatea era că Partidul Național Liberal atunci era sub 10%. Repet, pentru noi a fost o decizie foarte greu de luat, dar am luat acea decizie în primul rând gândindu-ne la România, la români. Pentru că o neparticipare la guvernare ducea de la acel dezastru la un și mai mare dezastru. La un blocaj. Nu se putea, adică ați văzut nivelul de împrumuturi la care s-a recurs în ultimii 2 ani de zile, 3 ani de zile, 2 ani de la momentul respectiv. Am trecut printr-o pandemie în care s-au făcut niște cheltuieli nejustificate, adică și acum atragem de niște sume pe care le plătim din bugetul local. Acum am distrus milioane de doze de vaccin care și-au pierdut valabilitatea, echipamentele acelea achiziționate la niște prețuri nejustificate, gestionarea pandemiei în sine crea foarte multe nemulțumiri pentru că erau tot felul de restricții, unele nejustificate. Atunci au și crescut prețul la măști, mă gândesc că era un preț simbolic în farmacie și atunci crescuse prețul de 10 ori la o mască. Exact, au fost niște achiziții chiar nejustificate și mai mult, sunt multe echipamente care nu sunt conforme, care zac în anumite depozite. Deci, pe lângă faptul că s-au luat la niște prețuri exorbitante, nici n-au putut să fie folosite, de la izolete, de la măști, de ce spune, și tot felul de echipamente de ăștia specifice pandemiei. Deci toate acestea erau un cumul de crize suprapuse, și economică, și sanitară. Acum, suprapunându-se cu conflictul din Ucraina, vă dați seama în ce situație ne aflam în momentul de față dacă Partidul Social Democrat nu decidea să intre la guvernare. Am dat peste cap orice fel de analiză sociologică, pentru că în momentul de față Partidul Social Democrat nu numai că n-a scăzut în sondaje, ci dimpotrivă a crescut. Adică s-a menținut și a crescut în sondaje. Asta înseamnă că nivelul de încredere la românilor pentru această formațiune politică este destul de ridicat. Și se traduce prin faptul că direcția sau drumul pe care am pășit în ultimul an de zile, ca și țară, sau se vede o guvernare stabilă și serioasă pentru români. Vreau să argumentez doar cu câteva dintre măsurile care s-au luat în ultima perioadă. Vreau să fac și o paranteză acum. În momentul când am intrat la guvernare, am spus-o partenerilor foarte clar. Vom intra, dar trebuie să implementăm următoarele măsuri. Ceea ce ne-am dorit și ne dorim în continuare este să fie o coaliție stabilă, pentru că trebuie, mai ales în momentul de criză conexe, cum ne aflăm în situația dată,
să se ia măsuri rapide. Ne-am confruntat cu, eu cred că, cea mai mare problemă și am rezolvat-o. Cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat în ultimii ani de zile și aș putea spune cea mai proastă decizie pe care o guvernare a luat-o și aceea de a liberaliza prețurile la momentul respectiv. În momentul când s-a deschis piața la energie, la energie, energie, gaze, la tot ceea ce înseamnă utilitățile de bază. În momentul în care s-a liberalizat această piață, a urmat o perioadă de situații de necontrolat. Explozia prețurilor a generat momente de panică și către populație și către societăți, IMM-uri și tot. Adică totul era necontrolat. Prețurile la produsele de bază, la alimente, la servicii, toate au explodat necontrolat. Deci nu se știa, nu exista o predictibilitate, nu mai exista o bază, o chestiune de perspectivă, să știi că îți bazezi și o afacere și orice, totul de aici a explodat. Zic și susțin că cea mai importantă măsură pe care am luat-o a fost de a impune un preț fix la energie, pentru că am oprit tot acest tăvăluc care era de necontrolat pentru toți. Vă dați seama, era un dezastru în ceea ce privește categoriile defavorizate. Și unde vorbim de milioane de oameni, de familii. Că acum se pare că pătura de cea mai săracă a crescut, ca să spun așa. Pătura de mijloc s-a diminuat, iar pătura superioară doar, știți cum este, s-a îmbogățit, poate chiar au scăzut din densitate, dar s-au îmbogățit anumite persoane, un număr foarte mic de persoane, tocmai datorită acestei liberalizări, pentru că faci trimitere la acei băieți deștepți, la acele profituri uriașe pe care le-au făcut într-o perioadă scurtă, anumite firme care au 1-2 angajați și care, din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere al Partidului Social Democrat, toate acele profituri, toate acele sume nejustificat de mari ar trebui supraimpozitate. Pentru că banii s-ar întoarce tot la buget. A fost afectat de creșterea asta a prețului și mulți au închis și activități din cauza. Deci vă dați seama că firme care au 10 și sute de angajați, care, credeți-mă că nu puteau să suporte, adică de la 1,3 lei pe kilowatt, cât este acum impus prin această plafonare, a ajuns prețul la kilowatt de 7-8 lei, lei pe kilowatt. Gândiți-vă tot ce urmări aveau asupra produsului finit, asupra salariilor, asupra mediului de afaceri, asupra persoanelor vulnerabile. Deci era un dezastru, adică nu se putea suporta prețul ăsta. De asta vă spun că asta a fost cea mai importantă măsură pe care am luat-o, pentru că am reușit și am oprit oarecum acest tăvăluc prin care a intrat România. Decizia a luat-o acea guvernare de dreapta, o știm foarte bine, care cred că n-are rost să mai discutăm, pentru că să văd urmările și cu siguranță și partenerii, actualii noștri parteneri și foștii parteneri al USL-ului și-au dat seama de faptul că doar alături de Partidul Social Democrat au putut să-și refacă oarecum forțele și cu singura condiție ca să participe la o guvernare stabilă, la o guvernare eficientă pentru români. Foarte multe măsuri s-au luat, de la salariul minim care va crește la începutul anului viitor. Deci, practic, peste o lună de zile vom avea salariu minim de 3.000 de lei. Da, mai e o problemă, diferența aceasta între salariul de la stat și de la privat, totuși cei de la stat sunt puțin favorizați, adică conform statisticilor au un 30% mai mult decât primesc salariații din mediul privat, ceea ce nu cred că e normal. Și aici trebuie să existe un echilibru și în societate și între diversi salariați. Pentru că știți ce? În momentul când am văzut statisticile, de exemplu, acelor care erau sau celor care erau direct afectați de explozia prețului la energie electrică, am constatat că, într-adevăr, măsura asta este extraordinar de bună, de 1,3 lei pe kilowatt, pentru că cred că mai bine de 90% din populație se încadrează în acei 255 de kilowați. Deci nu credeam că este așa de mare proporția sau cei care, într-adevăr, sunt afectați. Și mai mult, acei peste 90% dintre consumatori beneficiază de 0,8 lei
pe kilowatt. Cred că așa este, că e, celălalt prag este de 0,6. Dar, deci, dacă mai mult de 90% din populație se încadrează în 0,8 și restul, sigur, nu depășește acel preț, deci orice om nu va plăti și orice societate mai mult de 1,3 lei pe kilowatt, asta înseamnă că este, se generează o stabilitate și în mediul de afaceri, în economia românească, dar și în consumatorul casnic. V-aș vrea să vorbim și despre politica locală, pentru că aveți o problemă la nivelul municipiului Târgu Jiu și ați anunțat că veți prezenta candidatul sau sondajul realizat la nivelul Târgu Jiului până la sfârșitul acestui an. Cred că nu se va întâmpla acest lucru, dacă nu cumva, pentru că toată lumea vorbește, actualul primar care este în prezent la PNL va fi candidatul Partidului Social Democrat la alegerile din 2024. Vreau să spun că noi nu avem o problemă cu chestia asta și nu suntem forțați în a prezenta anumite sondaje, pentru că, în primul rând, nu este un an electoral. În al doilea rând, vă spun cu toată sinceritatea, nu cred că asta e problema pe care îi preocupă pe gorjeni sau pe români, dar pe gorjeni, în situația dată, cine va fi, cum va fi peste un an jumate, când vor fi alegeri, cine va fi candidatul. Noi, într-adevăr, am mers cu anumite sondaje pentru a identifica profilul pe care și-l doresc târgujienii, care sunt problemele care creează nemulțumiri în diverse zone, pentru că să știți că în diverse cartiere sunt probleme specifice, diverse zone ale orașului. Atunci, credeți-mă, asta a fost preocuparea noastră, să identificăm exact omul și ceea ce își doresc târgujienii și, nu sigur că vedem ce se va întâmpla, cine va fi candidatul, pentru că trebuie să alegem dintr-o listă de candidați. O avem categoric, avem pregătite persoanele respective, să vedem ce se întâmplă, să depășim cu bine această iarnă, să ieșim așa cu forțe proaspete și cu facturi achitate și cu predictibilitatea locurilor de muncă și să vedem ce înseamnă, iar din primăvară avem timp să construim și să vedem ce se întâmplă. Nu este preocuparea noastră, vă spun cu toată sinceritatea, acum de a scoate un candidat, nici nu am avut discuții, cel puțin ultima vreme, pe tema respectivă, pentru că sunt alte și alte probleme mult mai stringente pentru oraș, pentru județi, și chiar trebuie să ne concentrăm atenția pe problemele respective. Avem o unitate economică de care depinde soarta județului și mă refer la Complexul Energetic Oltenia, care a trecut printr-o perioadă destul de urâtă, în sensul că ba se închide, ba nu se închide, ba se închid grupuri și este vitală pentru Gorj, pentru că sunt nu numai cei aproape 12.000 de angajați, dar sunt atâtea zeci de firme care au sute și zeci de angajați, dați seama că sunt mai bine de 40.000 de familii care depind de această unitate economică. Da, nu excludeți o posibilă venire a domnului Romanescu la PSD? Nu, dar nu, nici nu am discutat despre acest aspect. Nu s-a purtat de negocieri cu dumneavoastră? Nu, dar nici nu am discutat și nici nu vreau să discut despre acest aspect, pentru că eu îl consider acum că aceasta este cea mai mică problemă pe care ar trebui să o avem în momentul de față. Vom lua în discuție toate aspectele, dar din primăvară vom discuta și vedem care este situația în urma unor sondaje aplicate pentru că vă spun sincer... Dar ce are ieșit în sondajul ăsta pe care l-ați făcut? V-am spus, ne-a interesat exact profilul și ce-și doresc oamenii. Am identificat problemele. O persoană bine structurată, organizat, gospodar. Deci asta îți doresc. În anumite, sunt mai multe calități care trebuie să stea în dreptul unui primar. V-am spus, nu ne-a interesat și nici persoana, noi am sondat și fără nume, decât am făcut și cu nume, am făcut cu câteva nume din interiorul partidului. Din interiorul partidului. Și din afară am zis că și Lumița Popescu a fost sondată. Nu. Așa a zis dumneavoastră că a fost căutată, sunată de către PSD și întrebată dacă e de acord să fie inclusă în sondajul acesta. Da, este cu totul altceva, dar nu am sondat-o pe doamna Luminița. Noi am avut de analizat niște persoane din interiorul partidului, să vedem cum se situează, pentru că sunt foarte mulți doritori, sunt oameni care au părere foarte bună despre ei, un lucru de apreciat. Sunt persoane care
sigur au o anumită notorietate, dar poate că nu-și doresc să meargă pe direcția respectivă. De asta o să am avut o discuție, să întrebăm oamenii, dar, repet, nu era problema care ne durea cel mai tare. Avem această problemă cu această unitate economică. Sunt foarte multe fonduri care vin în județul Gorj și pe care trebuie să le atragem. Uitați, avem acel fond de tranziție justă unde Gorjul este atrase, da, categoric, sunt peste 500. Acum depinde cum se vor cheltui banii, că banii au mai venit în Gorj, s-au făcut canalizări și nu funcționează pe la banii noastre. Din punctul ăsta de vedere sunt extrem de liniștit, pentru că Consiliul Județean a coordonat tot acest program încă de la început. Să știți că la București, chiar de la Ministerul Fondurilor, a existat o apreciere și au fost felicitați cei de aici, deci echipa noastră de la Consiliul Județean, chiar foarte serioasă, și a fost dată și exemplu, și lucrul ăsta mă determină să cred și să fiu convins de faptul că vom atrage acele sume alocate, pentru că Gorjul chiar are nevoie de aceste investiții. Mai ales că suntem, cred că, primul beneficiar din cele 6 județe, ca și sumă, ca și consistența sumei, și e păcat să dăm cu piciorul la așa ceva. Am avut și acele programe de dezvoltare locală, prin care s-au atras foarte multe sume pe cele două domenii, infrastructură rutieră și sistemul de canalizare și apă din Gorj. Sunt sume care, la nivelul acestui PNDL 3 sau Anghel Salini, pe care îl știu oamenii ca și denumire, ca să aveți un nivel de sume, este undeva dublu față de PNDL 2. Deci numai pe aceste două componente. Urmează, sunt investițiile în sistemele de gaze, sunt investițiile în alte domenii, în alte zone, grădinițe, creșe, dispensare și așa mai departe, lăcașe de cult. Sunt mai multe care sunt într-o continuă derulare, așa că am spus-o și o repet, Gorjul este un șantier, au început deja procedurile de selectarea câștigătorilor, de a scoate la licitație lucrările respective. Deci, practic, în 2023 chiar va fi un șantier. Eu mi-am pus și o să-mi pun problema în continuare de că ne vom confrunta cu un deficit de forță de muncă, de firme care o să execute, pentru că sunt foarte multe lucrări pe anumite domenii de construcții sau de apă canal, care sunt firme specializate și nu o să mai existe firme, că vedeți, undeva s-a strâns un pic și procedura asta de achiziție, adică nu mai dăm posibilitatea unei firme să ia 7-8-10 lucrări, el neavând capacitatea tehnică și umană respectivă de a duce această lucrare la bun sfârșit. Trebuie să dovedești că într-adevăr ai resursa umană, ai echipamentele necesare pentru ca aduci o lucrare, și nu poți să iei 7-8-10 lucrări și să le lași pe celelalte, deci continui doar una, două, și să renunți după nu știu cât timp, un an, doi de zile, să renunți la celelalte. Deci era normal ceea ce se întâmpla. Cu privire la complexul energetic Oltenia, sunteți mulțumit de cum este condus complexul? Pentru că este la Partidul Național Liberal, este domnul ministru Virgil Popescu, care l-ați criticat în dese rânduri. Doar și îl critic în continuare. Da, într-adevăr, Complexul Energetic Oltenia este condus de Partidul Național Liberal. Cu structura actuală, din cei 5 membri din directorat, cam 4 sunt de la partidul asumat de Partidul Național Liberal. Deci, este clar că este condus de acolo. Eu îmi doresc să existe numai profesioniști, să nu existe o presiune sau o culoare politică în această unitate economică, pentru că, repet, toți depindem, nu factorul politic, deci toți din Gorj depindem de această unitate economică, și cel puțin în următorii 2, 3, 4 ani de zile nu există o alternativă de dezvoltare a județului, pentru că este, practic, noi suntem, în primul rând, dependenți de lucrul ăsta, nu avem altceva. Nu s-a dezvoltat o platformă industrială mare. Avem în lucru, în
într-adevăr, avem în lucru, este o platformă industrială la Bălești, pe care o dezvoltăm, avem platforma industrială de la Bumbejiu, unde trebuie să atragem investitori. Sunt și investitori interesați. Chiar astăzi există o discuție cu un investitor foarte serios, care doar în primă fază va crea peste 100 de locuri de muncă. Unde? La Bălești? La Bălești, da. La Bălești. Și sigur, sunt deschise discuții pe diverse domenii, pentru că asta este datoria noastră și rolul nostru, să dezvoltăm județul. Dacă, știți cum este, toate funcțiile sunt trecătoare. Trebuie să înțelegem că dacă nu lăsăm ceva în urmă, indiferent ce poziție ocupăm, și de primar, și de consilier, și de parlamentar, și de președinte, de consiliu, orice, nu mai trebuie să lași ceva în urmă. Până la urmă, oamenii te vor întreba la un moment dat, dom'le, ce ai făcut? Că nu mai povești, nu mai slogane, adică din toate promisiunile pe care le faci la un moment dat, trebuie să materializezi cât mai multe. Asta e foarte important. Aici avem și țin, este o lucrare și un proiect la care am ținut foarte mult și care, iată că sunt aproape 5 ani de zile de când discutăm de el, dar este într-o formă avansată, e vorba de acel drum expres, care și chiar zilele trecute am avut o discuție la Ministerul Transporturilor, este într-o formă avansată. Se face sau... În primul rând, să vă spun, este o investiție extrem de avansată, matură față de alte investiții, pentru că acum s-au tot semnat contracte și s-au semnat de-a lungul timpului pe acele studii de fezabilitate. Ori acest proiect deja, banii au fost alocați, este vorba proiectul tehnic, detalii de execuție și autorizație. În momentul de față... Da, anul viitor știu că trebuie finalizat până în vara anul viitor. Da, anul viitor, deci până la sfârșitul lunii ianuarie, chiar ieri am făcut un calendar cu firma care realizează proiectul, până la sfârșitul lunii ianuarie, maxim începutul lunii februarie, trebuie să fie predat studiu cu indicatorii tehnico-economici, apoi proiectul de execuție cu detalii și cu avizele care merg în paralel, vă dați seama, sunt avize de la apă, de la mediu, de la toate luate, pentru că știți cum, adică pare simplu a se construi, dar în primul rând trebuie expropieri făcute, în primul rând trece drumul pe undeva, trebuie să existe un drum de întreținere pentru autostradă în paralel, trebuie să existe acele rigori, acele scurgeri și care sunt unde de deversez, decantez, stații de... Adică e o chestiune extrem de complicată. Dar am văzut că, adică știu care e structura de la Craiova la Filiaș, este regim de autostradă și pentru respectiva porțiune deja este finanțarea obținută, că este prevăzută. De la Filiaș la Târgu Jiu are regim de drum expres, urmând ca anul viitor, după ce avem toți indicatorii, să fie licitată și bucata respectivă să fie scoasă. Deci, practic, anul viitor va fi această lucrare în execuție. Credeți că anul viitor deja așa de repede se vor mișca lucrurile, să trebuie și licitația, să înceapă și execuția de anul viitor? Asta îmi doresc și așa au termenele, pentru că sunt în caietul de sarcini, au fost și în contractul pe care l-a avut firma, am văzut exact care sunt termenele de predare a documentației respectivă. Deci, repet, sfârșitul lunii... Urmează și licitația. Sigur că da, deci urmează licitația propriu-zisă, dar pe tronsonul Craiova Filiaș și mult mai simplu. Existând finanțarea, el în momentul când are indicatorii, poate să fie, pentru că orice bucată, nu numai asta, nu va fi scoasă și nu se scot bucățile întregi. Adică e o bucată de 110 km, niciodată nu va fi scoasă. Va fi scoasă probabil împărțită în 3, 4 sau maxim 5 tronsoane. Deci cam așa se. Da. Undeva la nodurile de descărcare, de să cuprindă două noduri început. Da, până la Filiaș vor fi două sectoare. Până la Filiaș vor fi două sectoare, de la Filiaș vor fi câteva, pentru că sunt foarte multe descărcări, noduri de descărcare de ieșire din acest drum. La Cărbunești e unul, undeva prin zona Turburea mai e unul, deci sunt vreo 3 sau 4 de la Filiaș la Târgu Jiu și probabil că se iau pe bucățile respective, așa e normal, chiar dacă o societate termină mai repede un tronson, poate și la Scoarța ca să se unească cu drumul. Da, sigur, e obligatoriu și la Scoarța și da, trebuie unit cu, nu știu dacă va veni pe partea aceasta să unească cu varianta de ocolire și o descărcare în variantă, că așa ar fi normal. Așa ar fi normal, da. Da, dar v-am spus, mai avem un proiect la care de altfel țin și l-am și anunțat, este și nu renunț la ideea și cu siguranță vă spun că îl vom finaliza, e vorba de construirea unui spital în Târgu Jiu.
pentru că noi am fost oltenii. Oltenii am fost vitregiți în PNRR, în acel plan de restare și reziliență, pentru că din cele 49 de spitale propuse a fi construite în țară, nu există niciun spital în Oltenia, nu în județul Gorj, deci în Oltenia. Adică oltenii nu au nevoie de servicii medicale de înaltă calitate. Dar nu e cel regional de la Craiova? Nu. Este separat. Avem deja proiectul făcut. Consiliul Județean deja a obținut indicatorii economici și toate avizele necesare. Este un corp nou de spital la Spitalul 700 de pe Progresul. Da. E un corp cu 9 etaje, 2 subsoluri și un P plus 8 sau P plus 9. S-a eliberat clădirea și spațiului de Petrul Vladimirescu. Vă dați seama, un spital cu un flux, cu un circuit, da, și sigur, sau și celelalte unități spitalicești din județ vor avea anumite destinații. Deci pentru o anumită zona aparte, eu știu, endocrino, cine știe ce, da, anumite zone. Dar aici va fi un corp separat de spital și cu heliport. S-a luat inclusiv avizul de la aviație pentru heliportul respectiv. Noi am încercat să discutăm și să modificăm acel PNRR, acele propuneri. Încă nu este închisă situația, dar oricum avem variantă. Prin BEI sunt acordate niște sume uriașe și am spus-o la vremea respectivă. Cu siguranță ne luptăm să construim acest spital, pentru că este vorba despre beneficiar gorjeni, da, la servicii de sănătate. Să știți că au existat tot timpul și asta nu o să se schimbe niciodată. Și comportamentul sau atitudinea unor cadre medicale, atunci ar fi... Sunt multe, dar să știți că trebuie schimbată în primul rând atitudinea unor răutăcioși cârcotași, aș putea să le spun, care atunci când e vorba de un proiect pentru județ, ar trebui să lase criticile și răutății la o parte. Știți, sunt unii extrem de frustrați că dacă nu bagă ei capul în tabloul principal, domne, dacă nu și-arogă anumite merite, atunci nu susțin. Nu sunt niște lucruri de care beneficiază gorjenii. Sunt mult mai orgolioși față de... Da, deci știți cum este. Dacă ar avea colțul roata, da, ea vine și se întoarce și atunci e foarte ușor Da, totuși, cadrele medicale trebuie să aibă, sau nu toate, unele cadre medicale parcă o altă atitudine față de pacient. Mai ales că acum au salarii suficient de bune, nu se mai plâng de chestia și de la asistent, pornind de la asistent până la categorii până la medici. Și trebuie îmbunătățite și serviciile asta umane. Asta cred că e în primul rând, contează în primul rând. Sigur că da, dotarea cu echipament specific. Eu vă spun din punct de vedere al dotării. Deci da, în ultimii 2 ani de zile în Gorj, 3 ani de zile, aș putea spune, s-au în Gorj, s-au făcut achiziții importante. Au venit sume ce n-au venit. Știu că pentru că am, de câte ori am mers și am solicitat și cu justificare, clar, pentru toate spitalele, indiferent de culoarea politică unde se afla spitalul respectiv. Mai nou, acum, știți, am adus la un CT-ul echipamente, niște aparatură, da. Deci sunt lucruri care tot timpul, la toate solicitările noastre, ni s-au aprobat. De asta spun că în zona respectivă chiar s-au făcut investiții, s-au făcut investiții mari. Trebuie să ne oprim aici, mulțumesc pentru participare, vă mai aștept și cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară, ne revedem săptămâna viitoare, să aveți parte de un weekend cât mai frumos.